Vom rezolva în cele ce urmează o problemă de divizibilitate în Z, înmulțimea numerelor întregi, pentru clasele de excelență de pe o fișă a domnului profesor Emil Sitaru de la Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu din Cluj. Problema ne spune în felul următor. Să se rezolve în Z ecuația xy plus 3x plus 2y plus 5 este egal cu 0. O ecuație cu două necunoscute x și y care sunt numere întregi. Pentru a rezolva această ecuație, vom face niște grupări de termeni, niște artificii de calcul, încercând să ne rescriem egalitatea pe care o avem. Din primii doi termeni, vom scoate factor comun pe x. Pe lângă, în paranteză, ne rămâne y plus 3. Iar ceilalți doi termeni îi vom duce dincolo cu semn schimbat. Deci este egal cu minus 2y minus 5. Astfel, înseamnă că x este egal cu minus 2y minus 5 supra y plus 3. Sau, cu alte cuvinte, dacă scoatem minusul în fața celor doi, este minus pe lângă 2y plus 5 supra y plus 3. Am obținut atunci o altă scriere a aceleiași relații, și anume x este egal cu minus 2y plus 5 supra y plus 3. Ceea ce știm despre x este că acesta este un număr întreg. Deci neapărat și fracția noastră minus 2y plus 5 supra y plus 3 trebuie să fie un număr întreg. Și iată că exercițiul nostru devine un exercițiu cum mai găsim prin culegeri la ultimele probleme, și anume să stabilim cât este y, astfel încât 2y plus 5 supra y plus 3 să fie un număr întreg. După cum știm, pentru ca acest lucru să se întâmple, trebuie ca 2y plus 5 să fie divizibil, să se dividă cu y plus 3. Adăugăm aici condiția ca y plus 3 să se dividă cu y plus 3, un lucru pe care îl considerăm evident, dar care ne va ajuta. De ce ne va ajuta? Pentru că mai departe vom folosi proprietățile relației de divizibilitate. Și anume, dacă y plus 3 este divizibil cu y plus 3, înseamnă că și 2 ori y plus 3 este divizibil cu y plus 3. Cu alte cuvinte, și 2y plus 6 este divizibil cu y plus 3. Ne uităm atunci la cele două relații. 2y plus 5 este divizibil cu y plus 3 și 2y plus 6 este divizibil cu y plus 3. Dacă două numere sunt divizibile cu un al treilea, înseamnă că și diferența lor, adică 2y plus 6 minus 2y plus 5, care este 1, se divide cu acel al treilea număr, adică 1 este divizibil cu y plus 3. Din faptul că 1 este divizibil cu y plus 3, ne rezultă doar două posibilități. Fie y plus 3 este egal tocmai cu 1, fie y plus 3 este egal cu minus 1. Aceștia sunt divizori întregi ai lui 1. Din prima ne rezultă că y ar putea fi 1 minus 3, adică minus 2, iar din cea de-a doua, y este minus 1 minus 3, adică minus 4. Acestea sunt cele două valori pe care le poate avea y. Înlocuind în ecuația noastră, vom afla atunci cele două valori pe care le poate afla, pe care le poate avea, pardon, x. Ceea ce știm este faptul că x este egal cu minus, linie de fracție, 2y plus 5 supra y plus 3. Și acum să-l aflăm pe x pentru cele două valori ale lui y. Dacă y este minus 2, atunci x va fi egal cu minus pe lângă 2y plus 5, adică 2 ori minus 2 plus 5 supra y plus 3, adică minus 2 plus 3, este egal cu 2 ori minus 2 este minus 4, minus 4 plus 5 este 1, deci avem minus 1, supra minus 2 plus 3 este 1. Minus 1 pe 1, adică minus 1. Dacă y este minus 2, x este egal cu minus 1. O primă soluție o putem nota și astfel, cu pereche de numere, o pereche de numere x și y,
x-ul este minus 1 și y-ul este minus 2. Mergem la a doua soluție, pe care o vom obține înlocuind pe y cu minus 4. Dacă y este minus 4, x va fi egal cu minus pe lângă și înlocuim pe y cu minus 4. 2 ori minus 4 plus 5 supra minus 4 plus 3 este egal cu minus. 2 ori minus 4 este minus 8, minus 8 plus 5 este minus 3 supra. La numitor avem minus 4 plus 3, care este minus 1. Minus 3 pe minus 1 este 3 și cu minusul din față va rămâne egal cu minus 3. Deci dacă y este minus 4, x este egal cu minus 3. Și avem atunci a doua soluție, x-ul să fie minus 3 și y-ul să fie minus 4. Acestea vor fi, deci, cele două soluții ale acestei ecuații cu două necunoscute. Mult succes în continuare!